Hei, bună prieteni, sunteți pe canalul Irăcica Info, la noi în ospeție, astăzi a venit bunica și am zis să fac un video foarte, foarte interesant. Voi știți, cei care au urmărit vara, că noi în august cu bunica am fost pe 2 săptămâni la Israel și noi ne-a plăcut foarte, foarte mult acolo. Am filmat câteva vloguri, cine a urmărit cunoaște, cine nu puteți să mai priviți pentru că au fost, doamne, doamne, câte și câte lacrimi au fost acolo, din păcate, așa s-a primit și stres. Deci de toate. Și eu am zis că trebuie să mulțumesc cumva pe bunica pentru că totuși mi-a oferit această experiență, că dacă ea nu mă invita, eu nu eram să vizitez această țară, să spunem, da? Mai vreau, dacă sincer. Și de aceea am decis că astăzi, cu ocazia faptului că este la noi în ospeție, 24 de ore, o să zic lui bunica numai da și să fac tot ce mă roagă și să fac tot ca să simte bine, pentru că știți cum e la țară, mai obosești, mai ai de lucru, în hărmană, nu știu ce, câte vrei. Și am zis că astăzi trebuie să-i facem o zi plină de surprize. Și primul pas, uitați-vă, cu câteva proceduri puțin pentru unghii, ca să-i facem lui bunica unghiile frumoase. Acum ea stă și le moaie așa în apă caldă cu mai multe chestii și cu uleiuri speciale, ca după asta mama să-i facă așa o manicură frumoasă. Și după, eu o să le dau bani din partea mea, ele o să meargă la restaurant și bunica o să-și comandă tot ce dorește ea și asta va fi o mică surpriză din partea mea. Iar după nu vă spun ce o să fie, pentru că este surpriză. Dacă sunteți curioși, rămâneți până la sfârșit, puneți multe, multe like-uri, iar voi îmbrăcați-vă și haideți, plecați la restaurant. Da. Am plecat. Da, tu ați plătești, da? Da. Tot din banii lui Ira. Tot din banii. Oh, ne-a mers. Sunt șocată. Da, hai, am plecat. Noi am ajuns prieteni. E tuneric. Mergem acolo, da? Irăcica a dat cu noi banii. Azi, nu știu cât a cheltuim. Da, portofel. Intrăm și să vedem ce să comandăm, da? Hai, am plecat. Nu știu dacă să rămâi ceva aici. Au dus meniu, prieteni. Acum și facem comandă și arătăm ce noi am comandat, da? Interesant, gustos sau nu gustos? Cred că trebuie să fie gustos. Noi aici prima dată am venit. Cred că gustos. A să vedem. A venit comanda noastră. Ce apetisant, da? Asta e ce noi avem aici. Ruladă din piept de pui și salată cu parmezan. Чай верди авем ши чизкейк. Ши не чизкейк, шурма мика чизкейк. Чай, Ирочка, пофты буны, мулцумеск. După asta intrăm la farmacist și să luăm ceva pentru, nu știu, ceva beauty, din beauty sferă pentru noi. Pofte bune! Gata, prieteni, noi am mâncat, am plătit și mergem mai departe, da? Da. O să vedem reacția lui Irăcica. O să vedem. Suntem sătuli și bucuroase. Mulțumim, da, Irăcica, da. Mulțumim, sunt șocată. N-am așteptat așa ceva. Asta și e... o surpriză. Spune Ira, mișto. Mișto. Și luăm banii împreună și intrăm la farmacie și tot să cumpărăm ceva interesant. Hai, am plecat mai departe. Eu abia am reușit să aprind camera. Ce, fetele, cum? Ați cheltuit banii? Da, am mâncat, era foarte gustos. Am o să văd eu după deja ce ați mâncat. Da, că acolo era muzică, o salată, piept de pui, rulada așa din piept de pui, cheesecake. Și am intrat la farmacie, ia ca dau înapoi, poftim. V-ați folosit de el, gata? Da, mulțumesc. Chiar bine ne-am folosit. Da? Mimiră, mulțumim. Ia ca lifting aici ceva am luat cu mască. Uh-huh. Aici tot cu lifting. Uh-huh. 5 in 1. Masca gold. Uh-huh. Și eu cred că deja știm cu ce o să ne ocupăm, nebunica. O să-ți fac o mască din astea 4, o să alegem una și o să-ți fac și un mic masaj cu chestii speciale pentru față. Da. Vrei? Poate ceva este, noi avem un peeling care black, punem pe față, curățăm față, da? Cu peelingul ăsta care black avem. O să vedem. Și asta punem mască, nu știu, o să vedem. O să vedem cum o să facem. Ce, Irăcica? Go? Hai, am plecat. Mergem. Îți place ziua, bunica? Da? Da. Foarte super. Începem mai întâi cu prima mască care o să curețe fața, așa dăm într-o parte. Ia ține aici puțin. Sau mai bine trebuia să-ți dau un cerc. Da, dar eu am pregătit cerc. Ai nu pregătit? Știu. Da. Stai puțin. O să fie mai comod cu cercul. Poftim, bunica.
Și acum o să-ți punem masca. Așa, am citit că trebuie să pui într-un strat destul de grosuț. Da. Așa, albă ea. Și după o să stai cu ea 10-15 minute. Bine? Bine. Ia o să-ți curețe fața. Eu te ascult. O să îți curești. Ești ascultătoare, da? Da. Și după o să-ți facem o altă mască hidratantă. Deja. După așa o curățare. Care deja la mășchi hidratante, cine nu știa, toate rollerurile care sunt pentru față, anume este foarte comun să le faci pe o mască hidratantă. Pentru că ea este destul de moale și plus că are multe ulei în ea și este mult mai comod. Eu nu știam de asta, eu sincer am aflat nu de mult. Așa. Da. Irăcica, tu poți să lucrezi și la salon, știi? Ei, la salon. Dar nu, mie nu-mi place. Eu glumesc. Sincer. Mie nu-mi plac chestiile astea. Dar mie-mi place, nu știu. Mie-mi place. Da. Ți-ți place? Mie nu chiar îmi place. Hai, punem și după asta arătăm rezultatul. Când am us problema, să vedem. Pielea trebuie să fie mai curată, mai luminoasă. Mai purificată. O să da, fie... da, da, da. Dar precis. Că masca lucrează. Da. Iată așa bunica o să stea timp de 10-15 minute. Imediat ne uităm la oră. Și poți să te lazi deja pe spețează ca să nu stai încordată. Da, poți, te poți să te culci așa și poți să stai așa 10-15 minute, să te relaxezi și după deja o să-ți speri fața și o să vedem ce efect va avea masca. Iar după, haideți să vedem deja ce alegem din astea trei. Așa, avem aici ceva cum el, că avem... gold mask și avem... Eu cred că să facem gold. Asta. Sau gold. Hai gold! Da, da, da. O să gold. Facem gold. Iată, pe asta o să o alegem. Iată așa. O să o facem bunica frumoasă. Ia uitați, bunica deja și-a spălat masca și cum te simți pielea. Dar s-a făcut mult mai moale. Mai moale și parcă da. Mai albă, nu știu. Da, da, da. Da, da, da. Dar eu da. Mă simt parcă aer intră în pielea mea. Da? Ai curățit. Ușoară m-a făcut. Da, da, da. Și acum o să folosim această mască. Iată, ea este pe două părți și cât timp trebuie să ții? O să găsim imediat timpul. A, 15-20 de minute. Uh-huh. Vezi, asta mai mult timp. Da, tu culc-te așa. Culcă-te pe spate, eu o să mă... Îmbracă. Așa. Iată, aici sunt ambele părți. Și vedeți, sunt pline, pline cu această soluție. Imediat. Așa. Nu, dar trebuie să folosești demul când ai vârsta asta după 60. Dar nu neapărat, pentru că măștile hidratante, de fapt, trebuie toți să le folosim, mai ales și tu, mama și tatăl, dar trebuie eu să facă. Eu știu, trebuie pentru fiecare că... vârstă, știi, are... Da. Așa, e vină și arată. Așa, sus, parcă ești un super erou, bunica. Da, așa, parcă pielea la tine. Așa, iată așa, bine, bine ca să fie lipită. Și îmi plac măștile astea, sunt mult mai comode care sunt parțiale, vezi? Da! Pentru că măcar le poți pune, dar așa parcă sunt făcute pentru dinozaur. Nu mai, nu le poți pune normal pe față. Și acum, pentru partea asta, da? Așa. O, parcă e robot. Dar eu nu vreau să mă uit în oglindă, îmi pare ca să mă sperie. Păi, nu, ești foarte frumoasă. Și acum, uitați-vă ce avem aici. Avem un set pe care eu, sincer, am toate chestiile astea și mă folosesc cu ele. Mie îmi plac foarte mult. Eu mă folosesc în fiecare seară când mă dau cu cremă. O să încep cu acest roller, care este preferatul meu, după cu acesta și după cu guașa. Iată. Asta. Hai, începem cu primul roller. Și să-mi spui dacă îți place. Ce simți? N-am cuvinte să spui. E plăcut? Da. Masaj. Pentru față. Da. Iată așa. Asta se numește relax. Da. Asta este relax. O să-i fac mai mult timp lui bunica, imediat o să vă arăt și altele. Iată așa. Vedeți? Și după o să fac cu asta fix așa, care e pur și simplu netezește. Iată, vezi? Cu asta și mai plăcut. Da, și cât timp trebuie să faci răcica? Masajul eu îl fac minim 10 minute. Ok. Pentru că și acum vă arăt cum fac și cu asta. Cu asta facem, iată, așa. Mm-hmm. Stai că masca se duce, fuge. Pleacă, pleacă. Pe aici, după. Ține. Mm-hmm. Iată, așa.
invers tot pentru că e diferit. Iată așa. Și facem lifting așa. Eu așa sta tot în bunoar. Eu o să-i fac cu bunica vreo 10 minute, cred că, masaj. Și după asta arătăm. Da? După asta vă arătăm, da. Că după asta avem să vă arătăm un life hack foarte interesant, de care eu am rămas șocată, sincer, da, vă spun. Așteptați și uitați până la urmă. Da. Iată, bunica stă cu masca. Vedeți? Mai are încă puțin timp de stat. Cum te simți? Foarte bine. Mă bucur. Gata? Au trecut deja destule minute și acum hai să vedem că s-a uscat masca bine. Putem să vedem pe față că s-a imbibat toată soluția. Și acum, deja haide să o scoatem. Da, așa. Da. Opa, prima bucată și acum și a doua. Așa. Ia uitați-vă, acum wow, uitați-vă ce da, față hidratată are bunica. Într-adevăr. Vezi? Da, așa pune mâna. Și acum fă așa. Wow. Și toată soluția care este, da, iată așa. Arată și unghiile, bunic. Arată și unghiile. Cât sunt de frumoase acum, așa, cu sclipici. Și acum, cum te simți? Ca nouă? Ca nouă? Sunt nouă și mă tem că când mă uitam oglindă, n-a să mă cunosc. Nu, sincer, mie nu foarte mult îmi place. Nu, da, dar se vede că asta, pielea s-a făcut mai luminoasă. O senzație așa de ușurință, cred că, senin. Da, da, da. Și da, imediat bunica o să vă arată un life hack. O să vă arată un life hack. Eu îți pregătesc, îți aduc un șervețel umed și îți aduc acea chestie și voi, prieteni, o să rămâneți șocat la fel ca și mine. Eu nu știam că exista așa ceva. Deci nu știam că e posibil un lucru ca acesta. Imediat o să vedeți totul și o să vă dați seama de ce am fost de uimită și șocată, dar până atunci puneți like-uri pentru bunica mea frumoasă. Da. Eu imediat vin. Puneți like-uri. Deci, uitați-vă. Uitați-vă aici. Vedeți, totul este alb. Stai să se focuseze să arăt mai bine. Așa, vedeți, totul este alb și se vede așa urât dintr-o parte ca o mică chelie și uitați-vă ce o să facă mama acum. Dacă noi n-avem timp și... posibilitatea să acum vopsim, la moment, da, să vopsim părul. Trebuie undeva să ne duci. Ia că ce avem noi și trebuie urgent undeva să mergem. Asta e hârtie de care? Nu știu, rusăști ca pirca. Înainte era în Uniunea Sovietică, nu era Xerox. Și puneai o foaie albă, după asta foaia asta și deasupra încă foaia albă. Și dacă scrii, acolo rămâne. Ca ce scrii pe foaia de deasupra, da, fix aceeași rămâne și pe foaia de desubt, ca să înțelegeți. Da, da, da. Și da, acum, hai, arată-ne ce faci și cum faci. Ia ca așa. Vezi? Cum? Urzește deodată, da, să cum? Vezi. Ia ca cum? Asta... Doamne! 20 ani în urmă! Ai hack-uri din Uniunea Sovietică. Când era numai o frigerie. Și când nu era așa multe vopsele. Da. Nu-mi vine să cred. Și timp. Ia că vezi cum negru deodată? Da. Se vede într-o parte deodată cum se întunecă. Doamne! Deci eu, ca să înțelegeți, bunica a plecat, avea așa părul ei cum era obișnuit, dintr-o parte avea așa o chelie albă micuță și pleacă în baie și când se întoarce, zici că are mai multe fire de păr în cap ca mine, sincer, avea așa un volum. Acum și uitați-vă care este secretul. Da, ce s-a primit la noi. Nu-mi vine să cred, iată, voi vă dați seama. Și uitați-vă rezultatul. Eu, sincer, sunt foarte uimită. Nu am mai văzut până acum așa ceva, nici nu știam de așa ceva. Eu mi-am găsit această hârtie la mine în saltar și nu înțelegeam ce cu hârtia asta albă seamănă cu hârtia de copt. Și m-am întrebat pe mama și când mi-a zis ce e asta, eram șocată. E posibil așa ceva? Vă jur că nu știam și sunt sigură că jumătate din voi tot nu știți ce e asta. Și uitați-vă ce minuni poate să facă. Deci, într-adevăr, când urgent îți trebuie să pleci undeva și nu ai timp, practic ai jumătate de oră la dispoziție, cum să te vopsești părul în acest timp? Și iată, poftim. Da, dar și masca era bună, era. Da, și masca tot este foarte bună. Diferența. Se vede diferența foarte mult. Sper că ți-a plăcut și masajul ziua de astăzi. Nu am cuvinte. Nu ai cuvinte? Eu mă bucur foarte mult că ți-a plăcut. Mulțumesc. Ești o nepoțică minunată și foarte te iubesc. Prieteni, da, dacă vouă v-a plăcut videoclipul de astăzi și ziua care am petrecut-o alături de bunica, puneți multe, multe, multe like-uri ca să mai facem astfel de surprize, pentru că eu, sincer, mai am câteva idei. Așa că cine vrea și așteaptă, dați like-uri să vedem că vă plac genuri de videoclipuri. Și acasă voi tot faceți, prieteni.
Da, bucurați-vă și voi, bunicile! Pe curând și până la următor! Pa, pa! Da, pa, pa!